Clădirea care a adăpostit ani de zile poșta din Petroșani se transformă de la an la an. Și, dacă expertizele de specialitate scoteau la iveală că această clădire este cu grad seismic ridicat, acum ea nu mai reprezintă niciun pericol. Nici bulina roșie, care a făcut ca chiriașii să-și caute cât mai repede o locație, nu mai există și sunt mari șanse ca locația să devină hotel. Edilii locali însă nu știu nimic. Acea clădire este proprietatea Romtelecom, nu este proprietatea noastră, nu știm ce se va întâmpla, proprietarul clădirii va hotărâ destinația pe care o să o dea acestei clădiri. Responsabilii de la Inspecția de Stat în Construcții spun că s-au făcut mai multe expertize și că dacă, în urmă cu 2 ani, era valabilă bulina roșie, acum expertiza nu mai arată că clădirea e în pericol iminent de prăbușire. În cursul anului 2010, Romtelecom a sesizat prin organele proprii de urmărire a comportării construcției anumite deficiențe la clădirea aceasta și prin urmare a comandat o expertiză tehnică să vadă în ce grad seismic se încadrează construcția. Expertiză executată de către un profesor universitar din București, de la Universitatea București, și în urma calculele care controlul făcut la fața locului, s-a constatat că construcția intră prin anumiți indici în grad seismic 1 de risc seismic sau de prăbușire. Deci aia înseamnă o eminentă de prăbușire, deci o posibilitate de eminentă de prăbușire. Ceea ce presupune, la rândul ei, obligația beneficiarului de a executa un proiect pentru consolidare în termen de un an de zile și încă un an de zile pentru începerea lucrărilor de consolidare. Acest termen s-a expirat în 2012, deci anul acesta. Poate, din alte cauze, mă rog, pecuniare, nu aveau bani să facă consolidarea cum trebuie, nu știu ce. Deci asta, situația este că Romtelecom a mai comandat o contraexpertiză în luna martie, deci înainte de a expira termenul de 2 ani de zile de la prima expertiză, care, la un alt expert, care încadrează construcția în gradul 2 de risc seismic. Și aceasta este valabilă la actuală. Acum să facem comparație între una și alta. Deci gradul 1 seismic presupune, în afara faptului că este un risc eminent de prăbușire, și o consolidare a întregii construcții. Deci începând de la fundații și până la acoperiș. Gradul 2 risc seismic. Și bineînțeles, montarea acelei buline roșii pe clădire. Gradul 2 seismic presupune tot luarea măsuri de consolidare, dar locale. De locale. Anumite grinzi, anumite stâlpi, anumite părți din fundații, eventual eliberarea sarcinilor pe anumite porțiuni din construcția existentă. Deci, practic, se elimină acea bulină roșie. Mai nou se vorbește despre o posibilă recompartimentare a clădirii care ar putea să devină hotel. Cert este că bulina roșie a dispărut și clădirea nu mai stă să se prăbușească. Acum ar putea fi doar consolidată și apoi transformată în hotelul care așteaptă să fie construit de ani de zile.